Secția Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost complet renovată. Lucrările au început în urmă cu câteva luni și au fost unele ample. Muncitorii au înlocuit totul în saloane, cabinetele medicale și la băi, care se degradaseră în ultimul timp. Reprezentanții unității medicale spun că până la finalul acestei luni, noua secție va fi gata. În ceea ce privește corpul medical, la finalul acestei luni, etajul 5 va fi predat și vom reloca secția oncologie într-o secție total renovată și reabilitată. Mobilierul medical ne-a venit deja, deci avem tot ce ne trebuie. În prezent, bolnavii de la oncologie sunt internați la etajul 1 din corpul central al spitalului. După secția oncologie, va intra în reabilitare întreg corpul central al spitalului. Conducerea spitalului Slatina spune că era nevoie urgentă de lucrări capitale care vor necesita timp. În ceea ce privește corpul central, acel contract care a fost semnat de către Compania Națională de Investiții, am fost notificați de către CNI de semnarea contractului, s-a dat ordinul de începere, se va elabora în 2 luni proiectul tehnic, urmând ca din vară probabil să se înceapă la lucrările de execuție. Proiectul privind reabilitarea corpului central al spitalului se ridică la 15 milioane de lei cu TVA, banii fiind alocați de guvern prin Compania Națională de Investiții. Pentru lucrările de la oncologie și reabilitarea fostei creșe numărul 1, unde va funcționa noua secție de psihiatrie, Consiliul Județean a alocat 12 milioane de lei.